Salut, bă, sacalilor, ce faceți? Să-mi fie cu iertare, zici că zi Luzivert în varianta albă. Și aici, și aici. După cum se poate vedea, pot să fiu și trapper, da? Da? Pune-mi una, pune-mi una bere. Hai, pune-mi una și... Tu ești mare șmecher și ești adevărat. Eu sunt un mare pro și sunt și terminat. Nu, n-am vrut să zic asta. Frumoșii mei, astăzi o să ne uităm la copii care au prea mulți bani. Pentru că, da, există copii care au prea mulți bani. Bă, nu, și nu că prea mulți, gen, efectiv, la un moment dat, când ai prea mulți bani, începi să puți. Adică miroși foarte urât. Ai prea mulți bani și ăștia cred că put, cred că duhnesc rău de tot. Am și șemineu, da? Cam și eu bani, am șemineu. Ia uitați-l acolo, mamă, doamne ce calm e, numai pe de la șemineu să face sau căldură. Stai bă, mai ușor bă, să sting, să stai ăla, că să sting focul ăla, că stai așa că... Ce cald e la mine în casă cu șemineu ăsta. Mamă, zici că Sasquatch de ăla de iarnă, așa, marele alb, sunt rechinu, ia uite cum arăt. Pentru cei care nu știți canalul meu de gaming, postăm și acolo două episoade pe săptămână și facem și live-uri, bă, și bubuie episoadele alea, bă, joc Minecraft bine, da? Deci dacă vreți acolo content cu Minecraft cu Niculeț, link în descriere, da? Abonați-vă și acolo. Let's go, bă, uite, să vedem pe ăștia, trebuie să-mi pun căștile, mă ajută căștile. Ia, zice ceva? A, risk check. Da. Un Ferrari, cum se poate, cum, dar nici n-am nevoie de... Am nevoie, n-am nevoie. Să-l văd pe ăsta, să... Ia, ceau. O căsă cu palmier, cu mini piscină. Deci că e bazinul din Bacău, e mică tare oricum. Au și de asta, așa joacă tenis în casă. Ăștia, e bine, nu? Ia să vedem, risk check. A, bă, priveliște. Stai cu minte, vere, na. Ce e asta, vere? Are un pic de priveli. Și ce asta ce are, bă? Are, mamă. Are chestii care par scumpe. Și sparge telefoane. Vere, dacă n-ai, ia uite, mamă, pe bani, le sparge pe bani, ăsta doarme pe bani, e ok, sparge-le, Vere, ia uite-l pe bani, adică e pe bani, asta, pe bani. Na, nu-i pont, bă, v-am zis, nu-i pont, dar nu mai are sentiment, mai bine vă arăt eu ceva, nu vrei, dai că vă arăt eu ceva. Fiți atenți aici, bă, băieți, ce am eu o chestie, fiți atenți să vă arăt. Poco X3 Pro, cel mai nou telefon de la Poco, hai să vi-l arăt un pic, facem un unboxing. Recent cei de la Poco au lansat un nou telefon și probabil, știți, probabil, nu știți, ouleu, așa, eu am fost sold, eu am prezentat evenimentul, Vere. Nou telefon. Salut, bă, șacalilor. Salut oameni care mă cunosc, salut oameni care nu mă cunosc. Eu sunt Nick și tocmai mă jucam pe unul dintre cele mai noi telefoane de la Poco. Să vi-l arăt și vouă, poate vă place. Băi, un telefon chiar șmecher, chiar l-am testat acolo pe diferite jocuri, pe diferite chestii. O să vă las în descriere, așa. Bam, ia uite-l aici, uite-l pe frumos, pe frumos. Micul. Op, ia uite-l verișorul. Ia uite-l cât e de... Ia uite-l cum arată. Ia să vă facem așa în premieră. Mai e ceva pe aici. Ia uite încărcătorul. Ultra charge faster încărcător, adică se încarcă. Asta știu eu, când am prezentat, se încarcă în 59 de minute, se încarcă 100%, Vere. Ia uite-l cum o facem haț și uite-l pe ăsta, ia uite-l, Vere, wow, aleu, stai așa, uite-l, hop, fii atent, hop, bine, mă, nebun, ia uite ce frumos e, mă, uite câte camere are, mai multe decât am eu la apartament, ia uite-l, se mor, fără catering. Ia uite camera, verișorul, băi, ești prost, chiar se vede mai bine decât, what the fuck, man, stai așa, că asta e nouă. Frumos, șemineu, uitați șemineul meu. Pinuț elegant, preț ok. Nu ca oamenii ăștia bogați, că nu trebuie să iei de 90 de milioane, nu. E preț ok. Ți-am arătat că te-am făcut cu macaraua. Te-am bătut și ți-am mâncat musacaua. Yeah! Eu mi-am pus așa în caz că se aude ceva, ia să-l văd pe ăsta. Oricum n-au nimic, am hanut. Not to flex. Yeah, not to flex. Oh wait, 4 sets of AirPods. 4 sets, not one. 4. Not to flex. Ah! But, I own 2 BMWs. 2 team. Not to flex. Not to flex, but. Carbon fiber spoiler. Nah. Nah. Not to flex. Eh. Not to flex, but. Nah. We have 2. I have a little. Not to. Not to flex. Am înțeles. Not to flex dacă am mult. Ia uite-l pe ăsta. Nu trebuie să înțelegi ce zice. De ce să vorbește limba banilor? De ce nici eu n-au ce să înțeleg? Putea să vorbească și în Danemarca, că eu nu înțelegeam. De ce să putea să vorbească cu oricine? Mă vorbește limba banilor. Deci nici nu mai... Deci cred că mi-a pus cățile degeaba pe cap. Ah, ia uite. Papuci acolo până nu mai poate. Nu uitați, codul SNIC 10% reducere. Ție ești un papuc, mai mănânc și eu. Adică împărțim, ca frații. Știi cum zic? Pară-ți bine și mănânc și eu la prânz. Mă înțelegi? Deci, ca să vă explic ce s-a întâmplat videoclipul ăsta, poate nu înțelegeți engleză. Bine, nici nu era engleză. Era un fel de băneasă, știi? Adică când ai bani vorbești băneasă. Ce mă, ăsta vorbea băneasă? Zic, not to flex, dam un cartier de golf. Not to flex, dam 5 mașini. Not to flex, dam... 15 telefoane placate cu aur și diamante și Swarovski pe spate și Taylor și tot așa pe spate. Not to flex, da, am 5 case, not to flex. Nu mă flexez, dar le am, știi? Limba banilor, mulți o vorbesc, puțin o înțeleg. Nici 2020, nu vreau să mai facem asta odată, să o pun așa cu de-al așa. Limba banilor, mulți o vorbesc, puțin o înțeleg.
Știi cum e, când ai bani, îți iei sticle de apă, adică îți iei, nu, băi, câte una, știi, când ți-e sete, știi? Când n-ai bani, o iei una și o ții o lună jumate și o umpli de la chiuvetă, că le îmbărea sau îmbărea sau. Ai trei sau ceva pe aici sau sal? Ia, filmează la filmează, da? Ah, ia part. Flex, but this is my apartment gym. N-am înțeles. We got this. Am înțeles. Are topogan in my apartment. Not to flex, but nebunii nu trebuie să auziți, bă, cred că nici nu le pun audio, bă. Not to flex, but am în apartamentul meu o sală, jocuri, video. Not to flex. E ok. What the fuck, man, cât de fain arată. Așa mare, bă, și... Wow, la papaya! Aici la crem de la... Săracu, are aceeași fel de papuci, săracu. Mai are sens să văd ce natul flex ăsta? Hai mă, Crisca Gula, oprește-te, bă, mere, bă, că ești, deja sunteți penibil, bă. Da, bă, penibil, bă, care mi-a oprit? Mi-a intrat reclamă cu mine! Mi-a intrat reclamă cu... What the fuck? Stai, că asta merită un story. Deci știi când ești maker cu adevărat? Când filmezi un clip, filmam un clip și eu de obicei îmi pun șemineu, știi, așa, dar ce să vezi? A apărut o reclamă cu cine, bă? Cu mine, bă. Aoleo, ce unde am ajuns, bine, putem să mă apare reclame cu mine, bă, doamne. Bă, asta, puteți să-mi ziceți orice, dar asta a fost faină, bă. Ia uitați cum mă uit așa la mine. Ia uite. Bă, ești prost, asta e cea mai faină chestie. Ia sau ce ziceam eu acolo? Ia. Wow, yo. Dar oricum a fost cea mai tare chestie, tu-ți dai seama. Filmezi și eu un clip, bă, și îți intră reclamă, bă, și zic, bă, și Dumnezeu, bă, iară mi intră reclamă, vrei să o închizi și cu tine? Verișor, rici, not to flex, bă, sorry. Not to flex, dar mi-apare o reclamă pe YouTube și cu mine. Not to flex. Continuăm aventura noastră din Băneasa, limba banilor. Ia să vedem, popular videos. Ia. My friend race check. Ia să vedem. Ah, ce e ăla? O panoramă de așa. Ah, părinte. Da, un pe, da. Range Rover. Ok. Ia, la ce cocioabă stați? Așa, aia zic, băieți. Și eu cu golful tot pe acolo. Aia zic, așa, da. Ia să vedem. Ia să vedem. Așa, un pic o casă pe Costa Rica de-l puta de la așa. Aia zic, un Range Rover, Louis Gucci, ăștia, băieții. Băi, mare porcărie, stai așa că putem să ne uităm în continuare la asta, na. Piscină, candelabru, alea, Băneasa. Nu mai știu ce limbă vorbesc, știu, m-am pierdut, franceză, afgană, ce limbă vorbesc. Nici nu mai rău să-mi țin căștile, oricum nu înțeleg ce vorbesc ăștia. Da, a little plasma, a little... Da, ar fi să facem și noi ăștia care ne uităm la clipul ăsta. Hey, yo, best friend Richard, știi, și să fim noi ăștia. Prietenii voștri beau apă de la țușmea din parc. Al meu își pune apă singur în sticlă de la chiuvetă, ce? Prietenii voștri se filmează cu telefonul. Prietenul meu filmează pe o cutie de Adidas, ce? Little break from Băneasa language, ca să vă povestesc o chestie. Acum câteva zile am visat și eu că mi-am luat un Lamborghini, știi? Era 35.000 de euro, știi cum ar veni? Adică, băi, Lamborghini la 35.000 de euro, știi cum ar veni? Aveam și eu 35.000, toți banii mei, deci tot așa. Și am zis că îmi iau Lamborghini ăla și am dat toți cei 35.000 de euro pe Lamborghini. Și după știu că mergeam cu Lamborghini și l-am dat să oprit că nu avea benzină. Sau ce are Lamborghini? Cherosel? Și eu nu aveam cu ce să-i pun benzină. Și la un moment dat mi-era foame și nu mai aveam ce mânca. Și la un moment dat am vrut să mă duc acasă și mi-am dat seama că nu mai am casă. Că mi-am dat-o pe Lamborghini. Și la un moment dat se stricase Lamborghini-ul și mai aveam cu ce să repar. Am decis că trebuie să vând Lamborghini-ul. Și așa, în visul meu am gândit așa că, bă, dacă vreau să am niște vreo să nu-i dau pe mașină, că mor de foame. Eu știi cum e. M-am pregătit și eu să par bogat așa, știi, dar dacă eu am făcut așa, știi, hop, așa, și după am făcut așa, nu mai sunt bogat. Dar mai are sens să ne mai uităm ce au oamenii ăștia bogați? Hai că mai dau un pic. Ne mai uităm un pic dacă vreți voi să ne mai uităm ce au oamenii ăștia bogați. Na, are... A, e clar, are par de distracții în casă. A, uite, are un Lamborghini, are un elicopter. E normal să ai un elicopter. A, dar ce vede, dar ce e ăla din GTA? A, nebunie de asta, așa, un Bentley, Porsche, de-astea, verzi, maro. Mamă, cât ești prost. Văleu, cât erau. Am înțeles. Deci așa arată oamenii bogați. Super, super, wow. Ia uite ce acolo vrem. Doamne, verișor, dar ce să fac, mere, cu 15 scaun la... Doamne, iartă-mă. Aveți și voi un teren de tenis.
E ok, mamă, are ușa, să moară. Avea ușa cât aveam apartamente, ești prost. Deci eu când ajung acasă, eu deschid ușa, mă plec, deci bag capul așa, știi, că e mică, că e ușă de buget, știi, mă bag așa, știi, mai uneori mai uit, mai amintesc că m-am... Mai amintesc eu că fac YouTube, știi, merg așa, știi, dau cu capul și mă amintesc, leu, stai așa, că eu mă bag așa pe jos. Am așa calor, cam ăsta a fost clipul, ne-am uitat, ne-am distrat, mai mult am suferit, că sincer am suferit un pic, mă, dar asta este, știi, de ce să faci? Acum ne reîntoarcem la viața noastră monotonă, că până la urmă noi am trăit și noi, așa, că best friends, rich check, no, întoarce-te la canaia cu apă pe care o bei tu, întoarce-te la spagheta aia de o mănânci de 5 zile, mă întorci și eu, hai, întoarce-te la ciorba aia de o face măta și dacă nu o mănânci atunci o mănânci 4 zile la rând, că măta nu face altă mâncare dacă nu mănânci ciorba aia. Ne întoarcem, asta e. Bă, dar eu mă văd prost, mă, că n-am mai... E jegoasă camera, bă, de-aia mă văd așa prost sau sunt eu urât? Ah, sunt eu urât, da. Bine, bă, așa, calor, nu uitați de canalul de Minecraft, îl las în descriere acolo și pe TikTok și pe Instagram, dacă vreți, așa. Miercuri sâmbătă la ora 2 episoade, în fiecare miercuri sâmbătă la ora 2 încerc. Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Pa, bă!